Bună dimineața, domnule președinte, stimați colegi, declarația mea politică de astăzi, dezvoltarea sectorului agricol din România. România are un plan național strategic pentru perioada 2023-2027 cu obiective clare pentru dezvoltarea agriculturii, industriei alimentare și a satului românesc, plan ce a fost transmis oficial de către MADR în luna octombrie către Comisia Europeană. Documentul programatic prevede circa 6 miliarde euro pentru investiții în agricultură și dezvoltarea rurală, 9,78 miliarde euro pentru acordarea subvenției în agricultură și 151,7 milioane euro pentru măsuri de piață. În total sunt alocate 15,8 miliarde de euro pentru programe de investiții în agricultură în perioada 2023-2027. Aș dori să-l felicit pe ministrul Petre Daia pentru activitatea sa de la conducerea Ministerului, mai ales în situația actuală, în care țara noastră trece printr-o perioadă extrem de dificilă, prin prisma creșterii prețurilor în toate domeniile, ca urmare a războiului de la granițele noastre. Agricultorii și fermierii români trebuie sprijiniți pentru a-și mări producția și pentru a oferi produse de calitate pe mesele românilor. De multe ori, mergând prin rafturile de la supermarket, conștientizăm că produsele românești au prețuri mai ridicate decât cele din afară, deoarece datorită diverselor probleme legate de secetă, irigații, forță de muncă, sunt nevoiți să pună prețurile mai mari pentru a putea avea cât de cât și profit. Doresc să încurajez pe locuitorii din zona montană să acceseze cele trei programe de sprijin care au fost lansate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția Națională a Zonei Montane pentru înființarea de centre de colectare și sau prelucrarea laptelui în zona montană, centre de colectare sau de colectare și prelucrarea fructelor de pădure, a ciupercilor și sau a plantelor medicinale și aromatice din florea spontană și sau de cultura în zona montană și pentru stânele montane. Crescătorii de animale și producătorii agricoli pot lua finanțare pentru a înființa un centru de colectare, iar statul oferă o finanțare nerambursabilă ce poate ajunge la o intensitate de 90% din valoarea totală maximă eligibilă, iar pentru cei care doresc să înființeze o stână montană sau un centru integrat de colectare-prelucrare, intensitatea finanțării este de 50%. Cei interesați trebuie să depună proiecte până pe 21 noiembrie, iar suma alocată programelor este de aproximativ 220 de milioane lei din bugetul național, pe principiul primul venit, primul servit. Astfel de programe sunt extrem de importante pentru stimularea investițiilor cu capital românesc, ceea ce conduce la crearea de locuri de muncă și menținerea populației active în zona montană și, de pe altă parte, susținerea producătorilor autohtoni pentru a oferi consumatorilor produse de calitate. PSD este un partid care a sprijinit mereu agricultura românească, pe care intenționăm să o dezvoltăm în continuare și să încurajăm astfel tinerii români care muncesc în domeniul agriculturii, în străinătate, să revină și să prospere în propria lor țară. Vă mulțumesc, deputat Marius Romulus Damian, Caraș-Severin.